Bună, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei! Saul răspunde chemării lui Isus. Textul de memorat îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetul 6. Doamne, ce vrei să fac? Saul a fost tânărul care a avut grijă de hainele oamenilor furioși care l-au ucis pe Ștefan cu pietre. El era un cetățean roman, dar și evreu, iar părinții lui l-au trimis la școală în Ierusalim. Saul a fost la o școală foarte bună și a avut cei mai buni învățători evrei. El avea încredere în ei, iar ei au aflat curând că el era un student strălucit. L-au învățat că regulile lor născocite erau importante și pentru că el le-a crezut, a învățat și a păzit acele reguli născocite. Era ușor să-ți dai seama că Saul urma să devină un lider puternic. Când Ștefan a fost chemat înaintea Consiliului Sinedrului, Saul era acolo pentru a-l acuza. Dar în timp ce încerca să discute aprins cu Ștefan despre Isus, el și-a dat seama că Ștefan cunoștea scripturile foarte bine. Saul nu l-a văzut niciodată pe Isus, nici nu l-a auzit vreodată vorbind, dar învățătorii lui l-au învățat că împărăția lui Dumnezeu și Mesia erau diferite de ce le spunea Isus oamenilor. Isus nu putea fi Mesia, spuneau ei. Saul i-a crezut. Ca mulți alții ce au fost de față la întâlnirea Consiliului, Saul a fost înspăimântat când a văzut fața lui Ștefan strălucind. Se putea oare ca Dumnezeu să fie cu Ștefan? Acesta era un gând înfricoșător care i-a trecut prin minte lui Saul în timp ce privea fața lui Ștefan. A auzit și ce a spus Ștefan când s-a uitat la cer și l-a văzut pe Isus. Și Saul nu putea uita ce a spus Ștefan în timp ce murea. Putea oare să fie adevărat ce învăța Ștefan? Gândește-te! A vrut Saul să facă ce era bine? Cine vorbea minții lui? Haideți să citim în Ioan, capitolul 16, cu versetele 7 și 8. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, îl voi trimite. Și când va veni, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Când Saul a vorbit cu preoții și cu învățătorii despre Ștefan, ei i-au spus că ceea ce predica Ștefan nu putea fi adevărat. Și din cauza lucrurilor pe care le-a învățat și pentru că îi considera înțelepți pe acei preoți și profesori, Saul i-a crezut. A fost de acord că Ștefan a meritat să moară, dar lucrurile care i s-au întâmplat lui Ștefan încă îl deranjau. Saul a hotărât că deoarece credința urmașilor lui Isus era greșită, el ar trebui să facă tot ce putea pentru a-i ajuta pe preoți și pe conducători să-i oprească din a le mai spune și altora despre Isus. Și nu a durat mult până când preoții și conducătorii și-au dat seama că Saul le era unul dintre cele mai puternice ajutoare, care l-a făcut membru al soborului după moartea lui Ștefan. Cum te-ai fi simțit dacă Saul cu puternicele lui ajutoare ar fi venit la tine acasă să te turască în închisoare deoarece credeai în Isus? Aceasta chiar li s-a întâmplat multor credincioși. Nici nu-i de mirare că mulți au părăsit Ierusalimul. Dar cei care s-au dus în Damasc au aflat curând că nu erau nici acolo în siguranță. De ce? Haideți să citim Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetele 1 și 2. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Damascul era departe, foarte departe de Ierusalim, dar credincioșii care s-au dus acolo îi învățau pe alții despre Isus și erau mulți credincioși noi în Damasc. Saul a hotărât să meargă acolo și să-i prindă pe toți credincioșii pe care îi găsea și să-i ducă înapoi în Ierusalim pentru a fi pedepsiți. Gândește-te, i-a avertizat Isus pe ucenicii despre persecuție? Haideți să citim în Matei, capitolul 10, cu versetele 17 și 18.
Păziți-vă de oameni, căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Acei credincioși au ales să rămână loiali lui, indiferent ce se întâmplau cu ei. Dar tu vei rămâne credincios? Saul și soldații săi erau pe drum spre Damasc pentru a-i găsi pe credincioși și a-i duce înapoi în Ierusalim pentru a fi pedepsiți. Drumul pe care călătoreau trecea prin locuri pustii și goale. Dar când s-au apropiat de Damasc, peisajul s-a schimbat. Erau câmpuri cu grâu, pom fructiferi, grădini și pâraie. Era frumos! Cu toții se bucurau să se apropie de finalul lungilor călătorii. Dintr-o dată, în timp ce Saul și însoțitorii săi priveau la peisajul din fața lor, o lumină puternică orbitoare a strălucit peste ei. Era așa de strălucitoare încât aproape toți au fost orbiți și Saul a rămas întins pe pământ. Cu toții erau înspăimântați. Apoi o voce i-a vorbit lui Saul. Ce a spus vocea? Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu versetele 3 și 4. Pe drum, când s-a apropiat de Damas, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul era uimit. Când s-a uitat să vadă cine îi vorbea, a văzut o persoană care știa că trebuie să fie din ceruri. Ce a întrebat Saul și ce a răspuns persoana? Versetul 5. Cine ești tu, Doamne? A răspuns el și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Uneori auzim oameni spunând că îi îndeamnă conștiința sau că îi mustră conștiința. Aceasta înseamnă că Duhul Sfânt le vorbește, dar este incomod deoarece încearcă să nu asculte. Acesta făcea și Saul încă de la omorârea cu pietre a lui Ștefan. A fost deranjat de ce a văzut și a auzit în acea zi. Gândește-te, Iisus însuși l-a oprit pe Saul. Chiar Iisus vorbea cu el. Cum crezi că s-a simțit Saul? Cum crezi că te-ar fi simțit tu? Tremurând și speriat, Saul zăcea întins la pământ. Tocmai l-a auzit pe Iisus vorbindu-i și știa că lucrurile îngrozitoare pe care le făcea erau greșite. Era Duhul Sfânt cel care l-a făcut să se simtă inconfortabil cu privire la lucrurile pe care Ștefan le-a spus despre Iisus? Pe loc și-a dat seama că, de fapt, îl ajuta pe Satana, în loc să-l ajute pe Dumnezeu. Ce îngrozitor! Cu o voce tremurândă și speriată, ce-a întrebat Saul? Cine ești tu, Doamne? Ceilalți care erau cu Saul erau și ei îngroziți și au fost aproape orbiți de lumină, dar Saul era singurul care l-a văzut pe Iisus și care a înțeles ce a spus. Saul s-a clătinat pe picioare, a încercat să privească în jur, dar lumina strălucitoare l-a orbit. Nu putea vedea nimic, trebuia să depindă de altcineva pentru a-l conduce în oraș. Mintea lui Saul trebuie să fi fost tare confuză. Cât de îngrozitor se simțea. Cum îl putea ierta Dumnezeu vreodată? Ce urma să se întâmple? Știa că nu merită să trăiască, dar Iisus i-a spus că i se va transmite ce trebuie să facă. În Damasc, Saul s-a dus în casa unui credincios care locuia pe strada numită Dreaptă, dar și acolo el a vrut să fie singur. Avea nevoie să se gândească și să se roage. De un lucru era sigur, acela că Iisus însuși l-a oprit pe drum și a vorbit cu el. Gândește-te, spune ce crezi că își amintea Saul. 3 zile a stat Saul singur, orb și neajutorat și a dus aminte de atâtea lucruri și s-a simțit atât de rău încât nu a vrut nimic la fel de mâncare și nici să bea apă. Tot ce putea să facă era să se gândească la greșeala teribilă pe care a făcut-o. Acum înțelegea că fusese greșit cu totul. Iisus i-a promis lui Saul că i se va spune ce să facă în continuare. Și Saul probabil se întreba cum avea să se întâmple aceasta. De data aceasta însă, Iisus nu a mai venit la el însuși să vorbească. El a trimis pe cineva din biserica din Damasc să-l ajute.
Haideți să citim versetele 10 la 12. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Probabil Anania a fost șocat, dar el s-a încrezut în Isus și a mers în casa unde stătea Saul. Când a vorbit cu Saul, chiar l-a numit frate. Gândește-te! Îi mai ajută Isus pe oamenii a căror gândire este greșită? Cunoști pe cineva care este așa? Anania s-a dus în casa unde stătea Saul. Cât de umil și de recunoscător trebuie să se fi simțit Saul. Dumnezeu l-a iertat și a trimis pe cineva să-l ajute. Ce s-a întâmplat când Anania și-a pus mâinile peste Saul? Haideți să continuăm cu versetele 18. Chiar în clipa aceea a căzut de pe ochii lui un fel de solz și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Saul putea să vadă din nou, iar apoi, cu adevărat urmaș al lui Isus, el a fost botezat chiar în acea noapte. Cred că a fost încântat să audă cuvintele pe care Isus le-a spus ucenicilor să le folosească. Te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Saul, cel care încerca să-i împiedice pe oameni să fie botezați, era acum un adevărat credincios în Isus și pentru tot restul vieții lui urma să fie recunoscător. După ce a mâncat ceva, Saul a vorbit cu credincioșii din Damasc. Voia ca ei să știe că el s-a schimbat. Ce a făcut apoi? Versetul 20. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii și îndată a început să propovăduiască în sinagogi, căci Isus este Fiul lui Dumnezeu. Toți credincioșii din Damasc auziseră de Saul și bineînțeles că le era frică de el. Le-a început să întreba dacă el chiar s-a schimbat sau doar se prefăcea că s-a schimbat. Poate că era de fapt un spion al preoților și al conducătorilor, dar nu a durat mult și a fost sigur că Saul chiar s-a schimbat cu adevărat. Mai întâi, când niște oameni din Damasc puneau la cale să-l omoare pe Saul, credincioșii l-au ajutat să scape. L-au coborât într-un coș, printr-o gaură din zidul cetății. Gândește-te! De multe ori trebuie să fi vorbit Saul despre ziua aceea, despre drumul spre Damasc. Poate vrei să mai citești odată la altar din Fapte 22:6-21 istoria lui. Saul era ca cineva care mergea într-o direcție, apoi dintr-o dată a început să meargă în direcția opusă. Cel despre care preoții și conducătorii credeau că va fi marele lor ajutor, a devenit un ajutor pentru Isus, chiar pentru cel pe care ei îl urau așa de mult. Ștefan nu a știut că Saul va deveni un puternic lucrător pentru Isus. Îți poți imagina cât de fericiți vor fi să se întâlnească în ceruri? Tu ai vrea să te întâlnești cu Saul în ceruri? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!